Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un review cu următorul meu ceas de zi cu zi. Știu deja ce este în cutie, dar abia aștept să desfac noul Galaxy Watch pe care l-am pe masă în cele două versiuni disponibile în piață din cele trei culori. O să aflați mai multe imediat, cel de 46 de mm și cel de 42 de mm. De ce vă zic de la început că mă interesează ceasul de la Samsung? Păi l-am văzut la evenimentul de lansare și mi-am dorit să ajungă la noi și a fost destul de greu de obținut pentru că am înțeles că a dispărut repede de pe stoc. Nu știu câte vor fi disponibile. Dacă îți dorești un ceas de la Samsung, acesta este Galaxy Watch și hai mai bine să le desfacem pe ambele ca să vedeți care sunt diferențele și să vă spun de ce cred eu că este unul dintre cele mai grozave ceasuri smart pe care poți să ți le iei astăzi, indiferent de telefonul tău favorit indiferent de fructul tău favorit telefon. Cutiile sunt foarte similare, trebuie să fii atent doar la calibru și aici poți să vezi 46 de mm și 42 de mm. Mai mare pentru băieți, mai mic pentru băieți cu mână mai finuță sau pentru fete. Atenție însă că la culori, cel de 46 de mm vine doar pe silver, iar cel de 42 de mm vine și pe midnight black sau pe rose gold, ca modele. Fii cu băgare de seamă și caută SMR800 și SMR810. Hai cu șarful. Hai cu șar... Ia uite-l. Ia uite-l. Cam așa arată specificațiile de pe ele. De asemenea, fii atent să fie importatorul Samsung Electronics România SRL. Nu de alta, dar pe piață sunt convins că vor ajunge și unele aduse pe canale gri, pentru că dacă este cerere și nu sunt suficiente, unii o să-și bată capul în direcția asta. Iar meu? A, tu? A, te distrezi. Trebuie să vă mai spun că Galaxy Watch a ajuns la noi cel de 42 de mm de la cei de la brandgsm.ro care, iată că nu au doar accesorii pentru telefoane, baterii și cabluri. Pe site-ul lor vei găsi și acest Galaxy Watch. Între timp, voi folosi cel mai ieftin cutter posibil pentru a face despielițarea. Nu, o să tai. Nu mă mai complic cu deslipit. Pur și simplu o să tai sigiliul. Și dacă îl primești așa tăiat să știi că gata nu mai are garanție, adică are garanție, dar nu, nu a venit sigilat la tine. O, o prezentare simplă și noroc că am reușit să calibrăm camerele corecte astfel încât să vadă acest negru închis pe negru foarte închis mat. Adică dacă te uiți la noi în 4K vei vedea și textul. <laughs> Pe un televizor se va vedea cel mai bine. Hai că sunt frumoase. 46 versus 42. A venit momentul ca bătrânul meu Vector, care are deja cât 3 ani, să mai ia o pauză. El se ține în continuare bine, dar îi lipsesc aplicații și un ecran color. Iar ceasurile de la Samsung vin cu ecrane AMOLED Always On. E una dintre chestiile care mă interesează foarte tare pentru că cea mai mare problemă a ceasurilor inteligente este că mănâncă baterie pe pâine. Asta promit că nu, dar în același timp vor rămâne aprinse. Și eu aflăm mai multe imediat. Le luăm pe rând. Ceasul îl scoți foarte ușor, pur și simplu, din locașul ăsta. Și este e cel de 46 și cel de 42. Asta seamănă foarte tare cu Gear S2, dacă nu greșesc. Este foarte asemănător, deși este mult îmbunătățit, spun cei de la Samsung. Ce mai avem în cutie? În partea stângă, ce avem noi aici, în acest săculeț? Alimentatorul de perete din generația veche de cele cu micro USB care nu scoate mai mult de 5 V cu 0,7 amperi. Te atenționez că dacă ai un telefon mobil cu intrare micro USB, nu folosi încărcătorul ăsta decât dacă ai foarte multă răbdare. Încarcă lent și este gândit așadar să alimenteze un încărcător de ceas. Poate încărca și un telefon, dar va dura mult mai mult. Și în partea dreaptă am găsit... Ce am găsit? Am găsit Ah, partea S. Adică a venit pe el cu brățara largă și pot să pun și brățara mică. Am o a doua brățară, curea, adică. Și acesta este docul pentru încărcare wireless, în care poți să pui ceasul indiferent de poziție, dacă ține minte. Ori așa, ori așa. A, se așează un pic magnetic, se fixează un pic magnetic și o să vedem îndată cum funcționează. Cam același lucru să fie și în pachetul ceasul de 42 de mm, nu o să îmi pierd vremea cu mai multe lucruri acum. Exact, fix același lucru. Hai să mai dăm jos niște țiple. Și încă una. Almost there. Și mai am o țiplă mică pe spate cu seria de model. Și cam asta este, mai am mai un folie pe ecran. și cel de 42. Bun, până să pornim ceasurile, hai să le luăm un pic mai la detaliu. Și de aceea te încurajez să te uiți din nou la noi în 4K. Apropo, de acum filmarea noastră este adaptată și pentru ecrane ultralate de mobil, astfel încât să poți umple ecranul și să vezi toate detaliile acestea frumoase. Primul pe care îl botonezi este cel de 46 de milimetri și ce am observat și mi-a plăcut, în primul rând brățările. Aceste de silicon sunt fine, dar dacă vrei ceva mai serios, ori diferit, poți apelezi la brățări standard de pe piață, sunt compatibile cu cele de 22 de milimetri. Chiar scrie 22 aici, telescopul se desface simplu și poți să introduci o altă curea. Poți să pui chiar o brățară metalică, adică poți să-ți personalizezi ceasul cât de bine vrei tu ca să se potrivească stilului tău. Și desigur, nu poți să i la costum întotdeauna o brățară de silicon. Ar ajuta, dacă vrei să-ți ceasul acesta cu tine să muncească alături de tine toată ziua, să poată să aibă și o brățară de piele cu cataramă frumoasă, ori o brățară metalică. Capacul din spate, dintr-un policarbonat, iar aici avem sticlă care protejează senzorul de puls și oximetru. Văd un microfon aici, și aici cred că este un mic difuzor, o să aflăm mai multe. Pe spate nu mai văd nimic, dar din lateral ceasul este foarte fain desenat astfel încât să pară subțire. Pare și mai subțire pentru că partea asta mai bulbucată, neagră de aici, este separată de cea metalică care este dintr-un oțel inoxidabil de foarte bună calitate, evident. În față cadranul ușor de recunoscut, rotativ, care controlează și funcție, să ne jucăm și cu el, care este un negru mat și am eu senzația că este un aluminiu. Oricum, colisează foarte frumos, este plăcut la atingere, este o plăcere să te joci cu el. În interior, ceva care merge aminte de ceasurile cronograf, cu o dispunere de la 0, 0 5, 10 și așa mai departe a secundarului. Ceasul acesta suportă și fețe de așa ceva. În rest, construcția simplă, elegantă, care este undeva la limita între elegant și sportiv, pentru că încearcă să fie alături de utilizator într-un stil de viață activ, dar și la birou. Mulți dintre cei care folosesc ceasuri sportive vor să le ia cu ei și pe parcursul zilei ca să-și monitorizeze pașii, caloriile, etajele și așa mai departe. Și de aceea aceste ceasuri au această provocare că nu pot arăta toate ca niște ceasuri sport, cum ar fi, spre exemplu, un Phoenix, un Spartan uh, și altele. Cam așa arată cel de 46 de mm și este echivalent ca și calibru cu un vector. Dacă ați mai văzut un vector luna, cam acolo e dimensiunea și cam acolo este o idee mai gros decât un ceas clasic de calitate. Dar dacă este să-l pun lângă un Fenix, o să vedeți că este un, o idee mai elegant, mai puțin orientat către sport. Absența acestor șuruburi de pe față îl face o să pară, evident, mai puțin sport. Din lateral, este, cred că, cu foarte puțin mai subțire. Cei de la Samsung au fost mult mai atenți în a face ceasul o să pară mai subțire decât este în realitate. Când vrei să vinzi un Fenix, vrei să arăți cât de strong, puternic este și atunci cam așa se vede din lateral. Asta este uh, un Garmin, dar hai să vă arăt și un Spartan, ceva mai masiv, deși nu cu mult, dar pare mai masiv și totul stă în design. E aproape același calibru, dar Galaxy watch reușește să rămână, cel puțin să pară mai mititel. Și cam așa arată și lângă un Huawei Watch, care sunt în un ceas excelent care am eu senzația că e mai degrabă la calibru lângă cel de 42, este între, undeva la 44 de mm pare, Da, este o idee mai mitită. Bun, cel de 42, o idee mai mic, mai compact și foarte simpatic, poate fi folosit cu succes și de băieți și de fete. Am purtat unul de genul ăsta, te obișnuiești repede cu el. Faptul că este mai ușor pe mână și o idee mai subțire, pentru niște ceasuri conectate, și smart și sportive sunt destul de ușurele la 63 de grame, cel de 46 de milimetri și 49 de grame. Nu sunt grele, dar le vei simți totuși pe mână. Nu sunt ca o brățară de fitness, sunt ca un, ca un ceas obișnuit de bună calitate, însă au mai scăpat de niște grame mai adăugând și policarbonat, nu doar oțel sau tot felul de materiale premium. Diferența între ele și la, la gabarit arată cam așa. 13 mm versus 12,7 ceva de felul ăsta, puțin peste un centimetru, nu e mult. Ambele sunt rezistente la praf și la șocuri și la apă, până la o adâncime de 50 de metri, dar nu pentru foarte mult timp. Nu cred că sunt ceasuri gândite în primul rând pentru scufundare și oricum nu o să-ți meargă semnalul ca să primești notificările pe el atunci când te scufunzi. Cam aceeași brățară pe ambele și hai să le și pornim. Avantajul tehnologiei AMOLED se vede imediat, super AMOLED apropo, pentru că imediat pe ecran se vede alb pe negru textul. Acolo unde e negru, ecranul este stins, bateria este consumată doar pentru fontul acela alb. Văd ceasurile și din momentul ăsta pot să mă și conectez. Aplicația Galaxy Wearable pentru a asocia telefonul și ceasul. O să mă conectez de aici înainte pe cel mare, pe care am să-l și folosesc. Nu-mi zice de unde se iau aplicația, așa că o să o caut în... Ah, hopa! Ce tare! Aplic... Smart Things, funcția Smart Things de pe Note 9 a detectat imediat ceasul și îmi propune să mă conectez la el. Let's pair up. Și l-a văzut și pe celălalt. Device is spotted nearby. Asta e o chestie care îmi place. În sfârșit vedem chestia asta și pe Android mergând foarte bine. Să efectuăm asocierea. OK. Și OK. Între timp o să vă zic așa, ecranul are 360 x 360 de pixel, deși nu sunt convins că putem să mulțim 360 cu 360 pentru că este un ecran rotund. Are așadar o diagonală de 1,3 inch, cel de 46 de mm și o diagonală de 1,2 inch, ăla mai mic. Cam asta urești să facă, dar marginea rămâne suficient de subțire astfel încât să ai un ecran cât mai mare într-un ceas cât mai compact. Desigur nu e de la o margine la cealaltă și nu este un ceas pătrățos, este un ceas rotund, încearcă să arate și clasic în același timp setting up your phone. Verificați telefonul pentru a finaliza configurarea, suntem aproape gata. La capitolul specificații, dacă vă interesează genul acesta de cifre, deși nu o să le țină minte nimeni, avem un procesor Exynos 9110 Dual Core la 1.15 GHz. Dar, hei, are și 1.5 GB de RAM. Mai mult decât unele telefoane de acum 2-3 ani. Și 4 GB de stocare. 1.5 GB de RAM însă este doar pentru ceasurile cu LTE. Aici avem ceasuri cu Bluetooth ă, și Wi-fi. Bun. Deci înainte să-i dau ac accesul la SMS-uri, la calendar, per devices, connect to device, deci sunt cu acestea. Wow, 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 wow. că ne-am împerechet deja. Mm -hmm. În momentul acesta sunt convins că să fac niște sincronizări între aplicațiile de pe ceas și cele de pe telefon. Și acum vom vine în momentul acela important în care trebuie să vă dau vestea cea bună, faptul că ceasul acesta de la Samsung poate fi folosit cu oricare alt telefon smart din piață. Pentru că odată ce poți să instalezi aplicația Galaxy Wearable, o să-l poți controla. Desigur, la diferite grade de avansate de utiliz utilizare, inclusiv cu un iPhone, dar și cu alte telefoane cu Android, pentru că pe el nu funcționează doar Android Wear. Deși și anumite device-uri cu Android Wear merg și cu iPhone, aici avem un sistem de operare, o combinație din asta interesantă de Linux cu de Android, cu niște chestii, se numește Tizen și ajunge deja la generația 4.0 și este foarte rapid din testele noastre de până acum. O să-l vedem în dată. Să-mi dau acordul pentru a găsi. Mapping Technologies Report Diagnostic. Ok. Se caută dacă am vreo versiune anterioară de ceas. Și ceasul este gata de treabă. O să dau pe ăsta mic deoparte, pentru că nu ne vom perechea cu el astăzi. Și pentru că mi-am pus contul Samsung pe telefon, el caută dacă am avut vreun ceas înainte. Și am mai avut ceasuri, am mai testat ceasuri de la Samsung și s-ar putea să mai găsesc că te ceva. Sunt curios dacă îmi va găsi. Îi dau eu skip dacă nu găsește. No backups. Perfect. You're all set. Enjoy your watch. Păi a funcționat. A funcționat. Și iată, am deja un update de soft. Îmi spune în aplicație câtă baterie mai are, câtă stocare este disponibilă. Din 4 GB doar 1.5 este liber? Păi de ce? Ce-o fi pe el? Și din RAM, din 768, deci este clar versiunea fără LTE, uh, am aproape 300 liber, ceea ce nu va fi o problemă. Aplicațiile pentru ceas nu sunt uh, foarte să zicem așa, setoase de memorie RAM. Am niște fețe, niște chestii pe aici, inclusiv colaborări cu Under Armour, funcție Smart Fins, ok. Fețe de ceas pe care le pot descărca, ia uite unele care arată foarte fain. O grămadă de fețe de ceas pe care le poți descărca direct din aplicație și să le muți pe ceas. Oh, ce tare asta pe verde. Uuu, foarte faine. Navigator cu voce, easy control. Fețe, 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 fețe. fețe. Mamă, cum arată astea. O dată ce ai un ceas deștept cu ecran color, poți să pui orice pe el. Însă asta era și problema cea mai mare a acestor ceasuri de până acum, pentru că nu prea le ținea bateria pe durata lor de viață mai mult de o zi și acest ceas promite cel puțin 4. Hai să ne jucăm. Primul pas. Turn clockwise. Și o să-mi apară widget -urile. Dacă vreau să mă întorc la fața ceasului, dau stânga. Dau încă o dată la stânga, ar să-mi apară notificările. Și de aici dau înapoi. Și aici mă duc întotdeauna acasă la aplicații. Settings și widgeturi și dacă apăs cu mâna se stinge ecranul. That's it. Wow. Ok. All done. Îmi place tutorialul, simplu și ușor de folosit. Din nou, sistemul acestui operare îmi permite să văd aplicațiile într-o formă ușor de navigat cu rotița asta și văd deja alti barometer. O fi avut barometru? Sunt tare curios. Ok. Se măsoară altitudine. Vreau și Bixby să vină. Dacă trag de sus, văd conectivitatea cu telefonul. Sunt conectat prin Bluetooth, bateria la 70%. Pot să trec ceasul în power saving, în mod avion. Am rington, clar. Vreau să se audă. Altceva. Do not disturb dacă sunt la teatru, evident. Watch always on. Aha! Always visible. Dacă vreau să vadă tot timpul fața de ceas, deși are un truc ca să zic așa și nu am nevoie neapărat să folosesc funcția aia. Luminozitatea. Aici este dată pe 7, dar pot să o mai scad. Mă descurc, cred că și cu un 5, să mai economisesc un pic de baterie, dar o să o las pentru filmare pe 7, însă la maximum va fi vizibil chiar și într-o zi extrem, extrem de cu foarte mult soare. Theater mode. Keep your watch silent and the screen off. A, așa da. Deci folosești un adistăr pentru noapte și modul de teatru sau de cinema apăsând aici. Și aici accesezi setările unde, ce poți să fac? Să schimbi fețele de ceas, partea de sunet, ecranul, tot felul de chestii avansate simplu din nou și ușor de folosit. Connect to the new phone. Nu e nevoie că sunt deja conectat. Hai să ne întoarcem în ecranul principal și cam așa arată fața de ceas care vine standard, pe care poți să schimbi ținând apăsat lung și de aici înainte poți să, trec, să navighezi printre mai multe variante. Una dintre acestea este, spre exemplu, My Day, care îți va arăta o chestie care mi-a plăcut foarte mult la ceasul Vector, orele din calendar ocupate și ți le va încadra aici pe fața de ceas. Și așa arată în modul Always On. După ce se afișează fața de ceas, va arăta o versiune mai light, care va consuma foarte puțin curent. Din nou, pentru că avem Super AMOLED, bateria se consumă doar pentru a prinde pixelii albi și colorați. Și doar îl miști și apar notificările, dar nu vreau notificări acum. Și mi-arată cât timp mai am până la următoarea întâlnire. Fii atent. Fitness. Frontier. Mamă, ce fain era fața asta de Frontier. Mai ții minte? Și mi-a plăcut asta. Este simplă, consumă puțină energie și își trage datele de baterie. Văd tot timpul câte baterie are ceasul, ora, temperatura, câți pași am făcut și data de astăzi. Simplu și ușor de folosit, fără chestii complicate, consumă puțină baterie și este eficient. Vreau mai mult, nicio problemă trec în zona de widgeturi, pot să văd notificările aici, pur și simplu până găsesc ceea ce mă interesează și partea asta de aici de aplicații și de widgeturi le pot de asemenea edita astfel încât să am doar ceea ce mă interesează. De pot să văd pașii, toate lucrurile astea și măsurătoarea de puls, nivelul de stres pe care îl calculează pe baza pulsului și nivelul de oxigen din sânge, controlez muzica, alti barometri, uite, mi-a dat inclusiv altitudinea la care sunt și presiunea atmosferică pe baza datelor de la The Weather Channel. Vreau și mai mult, apăs aici și intru în aplicații și pot instala și mai multe aplicații în funcție de ceea ce mă interesează. Deși cele mai multe lucruri pe care te interesează să le vezi aici este să-ți vezi notificările, din aplicațiile favorite de Messenger, dacă să-ți dorești e mail și apelurile. Și hai să facem un apel. M mă, suni? Sunt cred dacă pot să răspund de pe el. Și cum mă aud. Și pot să dau și mesaj. Ia dacă îi dau doar un mesaj, ce pot să scriu? Pot să dau un mesaj vocal, pot să dau un emoji sau pot chiar să scriu sau am niște preseturi. Yes, yes, please, ok, no, no, thanks, no, nope, thanks, thanks, you take. OMG. Și nu mai am răbdare până îmi răspunde și mă... O să te ajung, ai răbdare. Și de aici o să-și apelez. Există oameni care nu vreți să vorbești cu mine? <grijină> <grijină> salut! Hei, salut! Ce faci? Prost. Prost. Mă auzi foarte prost? Încerc să sunt mai inteligent. Mă auzi acum? Da, acum te auzi și bine. Ia zi ce mai faci? Cum e în vacanță? Eu aud de ieși dacă te duce la briza mării. Ieși pe balcon. <gri> Băi, de, pot vorbi la telefon. Uh, la ceas, pardon. Hai că totul e ok. Poți uh, pot să comut conversația pe telefon, pot să tai microfonul, pot să reglez volumul. Mulțumesc, Radu. Mulțumesc că, mulțumesc că vorbești cu mine din când în când. Și, și poți să trimit chiar și tonuri de TMF, ia. it will take a while. Legenda spune că Radu ascultă tonuri de TMF și la ora asta. <laughs> Hai să ne... Gata. Sending fan. Prea mult. Prea mult. Băi, deci ideea e că funcționează, da? Asta era important. Asta am vrut să demonstrăm. Poți să și vorbești la el. Că doar de aici ceas. Să vorbești pe stradă așa ca James Bond. Pot, da, Poți, da. trebuie. Poți, dar trebuie, exact. <laughs> deci, calorii. Pași, etaje, exerciții, slip și Ceasul poate detecta automat cel puțin 4 activități și niște zeci de altele pe care le poți preseta. Poți să-ți urmărești inclusiv câtă cofeină bagi, câtă apă, stresul și face măsurătoare de puls pe parcursul întregii zile, iar pe parcursul somnului îți măsoară cele 4 tipuri de somn, de profunzimea somnului. O să mai revin eu la el pe parcursul duratei de viață. De când l-am scos din cutie, a coborât 2%, nu e rău, ceea ce înseamnă că bateria s-ar putea chiar să și țină, M-am gândit la chestia asta. Încărcare invers fără fir. Ok. Not just yet. Data viitoare, Radu. Mai tragem un loz. Am încercat, am încercat. Băieți ăștia care încearcă tot felul de chestii. Hai totuși să-l și pun la mână și să fac și o măsurătoare de puls. Și Cred că l-aș pune, -aș pune să se lupte cu cineva. Cu cine îl comp comparăm, Radu? Ok, și asta, îl pui tu aici? Uh, hai, ajută mă tu aici, cu asta că tu știi cu charge că tu l-ai testat. Și eu o să mă duc aici în aplicația de... E simplu, îți arată direct acolo. Health. E, ca emoționat, e Deja? Mi-a luat deja uh, pulsul? L-a luat deja automat? Da, apare deja acolo pe ecran. Fii atent. O să-i dau drumul și lui ăsta și să vedem când măsoară. Trebuie să tac din gură. Asta va fi greu ca să fac o cât mai corectă. Higher than average resting range. Păi dar nu mă odihnesc, sunt la muncă. Stau în picioare. Și uite 83 aici. 82 versus 83. 84 acum că vorbesc. Băi, nu e rău. Tehnologia de monitorizare a pulsului devine din ce în ce mai bună pe majoritatea ceasurilor. Ceasurile smart de acum 2, 3, 4, 5 ani era execrabil, era mult departe de, de, ceea ce poate măsura o centură de piept. Iată că acum, inclusiv pe ceasurile acestea concentrate mai degrabă pe partea de conectivitate, începem să avem măsurători din ce în ce mai bune. Hai să încerc să iau și o chestie de stres, face și un istoric. De aici înainte datele astea vor fi sincronizate și o să pot să le văd și istoric, dar va lua și măsurători automate. Am mă, că nu sunt stresat. Și am și exerciții de respirație dacă sunt stresat. De ce v-am arătat chestia asta? Că partea asta de stres e importantă și ceasurile moderne știu să facă această evaluare a stresului pe baza pulsului și nivelului de oxigen din sânge. Mai e o chestie însă pe care tot mai puțini oameni cred că o observă sau o mai știu despre telefoanele lor. Cei de la Samsung pun în continuare pe telefoanele lor lângă cameră senzor de puls și oximetru mai nou, inclusiv la S5. La S5 era deja senzor de puls și de atunci cei de la Samsung nu l-au mai scos și bravo lor pentru chestia asta, pentru că fac niște măsurători destul de bune, dar să ai un senzor de puls direct pe telefon, chiar dacă nu ai un ceas, e o chestie bună, pur și simplu ții degetul aici și poți face o măsurătoare măcar cât să știi câte ceva. Pe mine ce mă interesează însă de aici înainte în legătură cu Galaxy Watch este să pot trăi cu el pe parcursul întregii zile și o să încerc să și dorm, să văd cum monitorizează somnul. Pentru mine, cel mai bun etalon pentru măsurarea somnului până acum au fost device de la Fitbit, bune la acest capitol, algoritmi foarte buni și monitorizarea pulsului și o să încerc să le pot cumva în paralel va fi un experiment de noapte cu un Samsung pe stânga, cred că și un Fitbit pe dreapta. O să vedem ce este, să vedem care sunt diferențele între măsurătorile lor, o să văd cât de bine am dormit, o să văd cam cum mă antrenez și o să încerc să iau acest ceas chiar și în bazin. O să merg să not cu el, pentru că învăț să not mai bine și nu vă, nu vă umplu capul cu chestia asta pe Instagram, dar în curând o să vă arăt cât de bine o să not eu ca un pește în apă. Și cam atât. Eu împreună cu animalul meu de companie am un cățel aici pe ecranul ăsta. Vă salut. Dacă vreți un astfel de ceas, apropo, îl vedeți mai jos la descriere. Dacă vreți un ceas inteligent, mergeți și căutați-l dacă îl găsiți. E destul de greu de găsit prin piață. Și cam aici mă opresc, nu înainte să vă spun prețul. Este undeva la 1400 și ceva de lei, până la 1500 de lei. Îl au și cei de la brandgsm.ro pe site. Sunt printre primii care au avut stoc în țara noastră. Cred că de acum o să ceapă să cam vină, dar mi-e teamă că se, va, se, vor termina ceasurile până de sărbători, că eu cred că este un cadou fain pentru un uh, iubitor de gadgeturi care vrea să rămână conectat, de acum și cu un ceas care poate să aibă și ecran color și o durată de viața bateriei mai mare, așa. adică să ține bateria vreo câteva zile. Revin cu impresii de utilizare măcar după o lună ca să văd cât ține bateria, cum face măsurătorile, dacă recunoaște automat sportul și dacă reziste la înnot. Cam atât. Acesta este Galaxy Watch. Aștept impresiile tale despre el mai jos la comentarii. Nu uita să-mi dai un like, un share și un subscribe și Turtește clopoțelul. Nu mai vine.